se intonează imnul național al României. Președintele României decretează, în temeiul prevederilor articolului 85 aliniatul 1 și al articolului 100 aliniatul 1 din Constituția României Republicată, având în vedere hotărârea Parlamentului României numărul 22 din 2023 pentru acordarea încrederii guvernului, se numește Guvernul României în următoarea componență. Ion Marcel Ciolacu, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marian Neacșu, viceprim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marian Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministru afacerilor interne. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marcel Ioan Boloș, ministrul finanțelor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența,
unitatea și integritatea teritorială a României, așa să îmi ajute Dumnezeu. Sorin Mihai Grindeanu, ministrul transporturilor și infrastructurii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Gabriela Firea, ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alina Ștefania Gorghiu, ministrul Justiției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Angel Tâlvăr, ministrul Apărării Naționale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ligia Deca, ministrul Educației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Raluca Turcan, ministru culturii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Luminița Teodora Odobescu, ministru al afacerilor externe. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ștefan Radu Oprea, ministru economiei, antreprenoriatului și turismului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adrian Căciu, ministru investițiilor și proiectelor europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Adrian Ioan Veștea, ministru dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Alexandru Rafila, ministru sănătății.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Florin Ionuț Barbu, ministru agriculturii și dezvoltării rurale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sebastian Ioan Burduja, ministru energiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Marius Constantin Budăi, ministru Muncii și Solidarității Sociale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Bogdan Gruia Ivan, ministru cercetării, inovării și digitalizării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mircea Fechet, ministru Mediului, Apelor și Pădurilor.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule prim-ministru Marcel Ciolacu, domnilor viceprim-ministri, doamnelor și domnilor miniștri, vă felicit pentru depunerea jurământului și vă doresc mult succes în noul mandat. Domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Curții Constituționale, onorați parlamentari, doamnelor și domnilor, cu siguranță, subiectul cel mai discutat și comentat din ultimele săptămâni a fost ceea ce s-a numit rotația premierilor. Iată că, în timp record, fără sincope, cu rezultate foarte bune, această procedură s-a încheiat. Nu este puțin lucru. Și este prima dată în România că se întâmplă într-o coaliție o astfel de mișcare. Este important pentru politica românească, pentru România și pentru români. Pentru că acest fel de a face politică arată stabilitate, arată seriozitate și arată că politicienii implicați sunt hotărâți să-și ia mandatele foarte în serios. S-a încheiat prima parte sub conducerea guvernamentală a prim-ministrului Ciucă, și a dovedit coaliția că știe să gestioneze treburile publice. Dacă ar fi să descriu prima parte a acestui mandat al coaliției în câteva cuvinte, cred că ele ar putea să fie seriozitate, stabilitate, securitate, eficiență și eficacitate. La acestea se poate adăuga că România a avut, cu toate crizele prin care a trecut, o creștere economică, că populația a fost ferită de efectele crizei energetice, că inflația este sub control, și în ansamblu, rezultatele sunt foarte bune. Dați-mi voie să felicit pe fostul prim-ministru Ciucă și echipa cu care a lucrat, o echipă care se regăsește într-o măsură rezonabilă și în noua echipă guvernamentală. Domnule prim-ministru Ciolacu, ați fost parte din echipă, ați condus Camera Deputaților și ați lucrat într-o adevărată echipă în conducerea coaliției. Sunt încredințat că în această nouă postură și cu această echipă care astăzi a depus jurământul, veți continua munca începută de coaliție acum un an și jumătate.
Sunt multe probleme de rezolvat, nu trebuie să trăim cu impresia că toate s-au rezolvat și acum lucrurile vor merge mai ușor. Nu. În practică știm că merge din ce în ce mai greu. Avem încă un jumătate de an în care putem să rezolvăm foarte multe lucruri, după care vom intra într-un an superelectoral care în sine deja este o provocare pentru o societate. Vom avea 4 rânduri de alegeri și în același timp țara trebuie guvernată responsabil și cu rezultate bune. Vă doresc, domnule prim-ministru, domnilor viceprim-ministri, doamnelor și domnilor miniștri, să nu pierdeți din vedere pentru ce ați jurat. Lucrul cel mai important este să vă străduiți să rezolvați problemele României și ale românilor. Doar după aceea, problemele, evident, care vă privesc legate de formațiunile politice. Vă doresc tuturor un mandat bun, cu rezultate și în ansamblu guvernului o reușită.